Bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu BMW-ul. Am aici segmenții de Volkswagen. Vă explic mai târziu. Hai că am oglindă aici. Că am ca la Le Mans, n-am oglinzi, am camere în spate. Camere. Că e totul... Hai băieții mei, dați-mi viteză, ia! Hello! Ce fac? Nu văd nimic! E rigidă, frate! E bine, mă, e blan! Întrerupem acest material superb să vă dăm o veste mare, impresionantă. Colegii noștri de la Osram au omologat cele trei tipuri de LED-uri Nightbreaker la Registrul Auto Român. Așa că singurele LED-uri pe care le puteți monta pe mașină din categoria H1, H4 și H7, omologate rar, fără să mai fie nicio problemă cu poliția. Mare atenție când veți cumpăra aceste LED-uri, puteți să le cumpărați de la GTC, că de-aia suntem aici. Trebuie să primiți și un certificat care atestă faptul că aceste LED-uri sunt omologate rar și niște stickere pe care trebuie să le montați la, deasupra farului, pe tragger sau ce plastic aveți dumneavoastră acolo. O să primiți și un link în descrierea clipului în care puteți să verificați dacă ele sunt compatibile cu mașina dumneavoastră. Aveți acolo toate tipurile de mașini. Vă arată cât de greu este de montat, dacă puteți să-l montați voi acasă sau trebuie să mergeți într-un service să demonteze farul și așa mai departe. Dacă mai trebuie și un capac de plastic, pentru că aceste LED-uri sunt puțin mai lungi și e posibil ca mașina să nu mai poată să pună capacul din spatele farului și nu e bine să le lăsați fără capac, că intră praf în far. Dar cel mai important este că aceste LED-uri sunt omologate la rar. Sunt singurele LED-uri din România care pot fi montate legal pe mașină. Vă dau cu 300% mai multă lumină și avem și becurile de poziții pe LED, ca să se asorteze, așa cum veți vedea în materialul următor, să fie lumină albă în tot farul. Bravo, Osram! Și o să vedeți în material cum montăm aceste becuri. M-am rupt cutia. Eu așa fac unboxing de stric cutiile. Montăm aceste LED-uri. Păi, mă, că sunt greșit. Care sunt Nightbreaker, generația a doua. Uite, avem și stickere, dar mai trebuie să mai vină niște stickere de la RAR aici. Așa arată becurile și le vom monta pe acest Passat ca să vedeți diferența dintre becul normal cu halogen și becul LED, care va duce cu 300% mai multă lumină și avem și poziții pe LED albe ca să se asorteze cu lumina. Vă arată Marius mai încolo. Ta-da! Adică diferența e clară, lumina e de 300% mai bună și mai puternică, este totul omologat, garanție 4 ani de zile și dacă vă înscrieți pe site, mai primiți un an gratuit, Nicușoare, să te înscrii pe site la Osram. Mare atenție, verificați lista din linkul lăsat mai jos, să vedeți ce mașini sunt compatibile, cât de greu se montează, dacă aveți nevoie de adaptoare, dacă vă dă eroare la bord și trebuie să luați șican, și tot ce trebuie ca să fie totul perfect. Dacă nu, cel mai simplu, sunați la GTC și vă ajută băieții și cu montaj și cu toate informațiile pe care le-am spus eu aici. Hai, dă-mă, că avem și ăsta. Bimoto. Stângă nu e a mea,
Nu știu la voi cum e mâna stângă, dar la mine mâna stângă nu e a mea. Haide, mă! Ia să vedem. Mi-a dat o cutie goală. Ia uite, mă, băiatul. Ia uite, mă, tăticule, băi, ce vim lui aici. Cum am comandat în Australia noi? Incredibil. Ca după eveniment. Ce să fie? Am aici. Asta de să fie. Ce scrie? London. Ce UK nu ne interesează. Opa. Zeng, zeng. O, mai multe piese, om, frate. Întinzător. Twin Drive Components. Botul de soartă e cutia asta, nu? Să-ți dai seama prin câte mâini a fost. Închide întinzător. Frumos, elegant. Doale cu doale, ți-a dat și prospect. Ce mă vezi? Este șuruburi, sunt aici, piulițe ceva. Un lanț. Lanț? Da. Pinion. Lanț de pomp. Cu șuruburi. Pinion cu șuruburi. Punt din oil sunte. BMW original tăile. Ia. Pierburg. BMW original tăile. Frumos. Da, modifiert BMW original tăile. Da. Am să legat. Și uleiul de unde fi cursia? Uite de aici, dăm punga asta. În punga asta? Da. Punga asta că văd că e uleioasă. Și nu mai dai nimic, măcar o bomboană, o caret, un sandwich, nimic. Șnițel, pita, ceva. Nimic. Ta-da! 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 Haide, mă! Ia uite, mă! De curse, frate. Păi da. It's nice. Radiator de ulei. Asta avem. Să știți. Să vă luați. Că trebuie uleiul răcit. A pista. Dar venim și ziua lui. Să dăm husa la o parte care s-a dezintegrat. Husa efectiv. Și folia și tot. Am de dezmembrat aici. Tăc, 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 tăc. Ca să facem să fie bine. Să-l punem pe suport. Să-l băgăm și pe el înăuntru la răcoare. Să ne apucăm ușor așa. Vara asta poate mergem cu mașina. El a fost depozitare la omorât. Nu ai nicio variantă să o ții. N-ai cum. Nu ai cum. Oricât ai vrea, nu ai cum, frate. A fost curat. Pe stânga aici scade de nivel. Și pe dreapta. Zeng.
S-a deschis. Cred că e și pe scaunul acolo. Din ce văd eu aici, dar nu vreau să mă... Poți să-i dai... deznodământul. Îi filmez aici ca să nu văd de acolo. Știi? Oh, yeah! Wasser! Die großen! Die großen Wasser! Pentru un injector, om. Au stricat un motor pentru un injector luat. Înțelegi? Da. Un injector. A plouat aici. Dar uite mizeria în motor. O vezi? Păi de la ăla. Se ia numai când dai cu spray-ul. Da mă, da. Da mă, da. Bine, ține-o să vezi de jos. Care mă de jos? Uite-o pata aia de acolo, de rugin. Aia e posibil de asta, nu? Înțelegi? Unde a stat el și a stat, acolo a stat apica. Cu nivelul ei. Acolo. E cu unul și-a vrei tu să simți. Agață, agață. Ar trebui să-i dau cu scoci, băi. Să simt un pic, da. Da. Dar acum când închis aia, nu se mai atinge. Da, am ținut bine minte, în curte la Metav se intră, se merge până în capăt și acolo faceți dreapta și imediat pe stânga o să vă arăt, găsiți strungăria pe care o recomand cu drag pentru tot felul de reparații de-astea de motoare și verificări. Am făcut dreapta în capăt și m-am parcat aici. Strungăria auto. Cât de simplu. Uite ce frumos. Cum am zis la oamenii ăștia aici, nu face focus camera asta, că e și plină de ulei, pentru că am cărat piesele. Bloc, chiloasă, pistoane, pompe, am, e, de-aia mi-am luat mașină, să car lucruri. Am aici puzzle, și mai am aici, adică stați așa că nu s-a terminat, Will Broken. Îi recomand pe oamenii ăștia pentru reparații și pentru verificări. Ce ați văzut în filmulețele de mai devreme era planarea unei chiulase și mărirea cilindrilor unui bloc, pentru că așa s-a dorit de către client, nu pentru că era neapărat nevoie de reparație acolo. Hai să mergem mai departe, să ne apucăm de pus la loc lucrurile. Trebuie să filmez montarea dry sample-ului de săraci. Ce să facem? Uite-mă aici la Adrian. Facem frumos. Mai face Adrian cât un dăsta. Cât un dăsta.
Acum nu, am venit doar cu baia. Vin eu cu mașină. Vin eu. Facem noi. Facem. Nu facem. Ce, ce miroase ea? Scapă? Scapă? E frumoasă, mă. Vine bine, țiplă. Oamenii ăștia zic că piesa asta în general vine mai mare, ca să poți să mai iei tu, să o faci să vină perfect. Dar asta a noastră a venit bine din prima, n-a trebuit să... Mai mare baia. Da, e mai mare baia, da. N-a trebuit să șlefuim nimic din dânsa și acum îi dă Adrian frumos, o lipește acolo și tragem mai departe. Gata, mă, nici n-a durut. Țac, țac, țac. Așa cum am zis, o las aici și codul pentru cei ce doresc să refacă acest motor. Segmenții de Volkswagen VR sunt mai buni de pe motorul de 3.2. Primii doi segmenți de sus sunt identici cu cei de la BMW, doar cel de-al treilea este dintr-un alt material. Iar băieții ăștia de la care noi ne inspirăm au spus că sunt mult mai buni. Într-adevăr, cresc consumul de combustibil și de noxe, adică mașina devine puțin mai poluantă, dar pe noi ne interesează că e o mașină de curse și sunt și mai ieftini. Am dat 60 de lei față de 200 de lei cât erau cei original BMW, așa că vă recomandăm, pentru că e budget build, să vă luați segmenții de Volkswagen pentru motorul de 3 litri. Aha! Share, like și subscribe, băieții mei, nu uitați. Share, like și subscribe. M-ai învățat tot felul de lucruri. Eu motorul vreau să-l filmez, nu ultima.